Există o adevărată mișcare de rugăciune aici în Statele Unite și chiar peste tot în lume sunt oameni care au început din nou să se roage pentru trezire. Dar în același timp sunt oameni care mă întreabă, Semi, sunt atâția creștini care se roagă și cu toate acestea nu vedem nicio trezire spirituală. De ce nu răspunde Dumnezeu la rugăciunile noastre? Ei bine, răspunsul la această întrebare s-ar putea să fie mai simplu decât ne-am așteptat cu toții. Lucrurile ascunse din inima noastră. Rugăciunea este comuniunea două inimi, inima lui Dumnezeu și inima omului. Iar inima lui Dumnezeu este sfântă, pură și neprihănită, dar inimile noastre nu sunt așa. Câteodată chiar copiii lui Dumnezeu ascund anumite lucruri în inima lor și asta împiedică lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre. De aceea avem nevoie să ne cercetăm bine inimile. Trebuie să îngăduim Duhului Sfânt să ne cerceteze inimile și să vadă dacă nu cumva avem lucruri ascunse, păcate ascunse sau atitudini care nu au fost pe placul lui Dumnezeu. Dacă facem lucrul acesta, îl vom vedea pe Dumnezeu la lucru. Cred că lucrurile ascunse trebuie aduse la lumina cuvântului său. Îmi aduc aminte că în urmă cu mai mulți ani am fost în Uniunea Sovietică ca să predic. Era imediat după destrămarea Uniunii Sovietice și l-am văzut pe Dumnezeu lucrând într-un mod uimitor, chiar oprind ploaia atunci când am predicat pe un stadion în aer liber. Și în foarte multe locuri în care am fost, nimeni înainte nu mai predicase Evanghelia în aer liber. Ne-am rugat ca Dumnezeu să oprească ploaia și astfel oamenii au putut să asculte Evanghelia și să vină la Hristos, iar copiii lui Dumnezeu au fost extrem de încurajați. De exemplu, când am fost în Ucraina, s-a mai întâmplat ceva extraordinar. Acolo am găsit un covoraș frumos pe care l-am cumpărat ca să-l aduc acasă. Iar când am ajuns în România, am mai găsit un alt covoraș pe care l-am cumpărat. Și tocmai când ne pregăteam să ieșim din România, la graniță, vameșii și români s-au uitat la covorașele mele și mi-au spus că pot să-l iau pe cel cumpărat din Ucraina. Dar pe cel care l-am cumpărat din România, nu pot să-l scot din țară. Iar unul din prietenii mei mi-a sugerat că aș putea să schimb etichetele și să-l scot din țară pe cel care era din România, care era cel mai frumos. Dar celălalt prieten al meu, care era cu mine în mașină, mi-a zis, Semi, poți să faci asta, dar să nu te aștepți ca data viitoare Dumnezeu să mai oprească ploaia atunci când trebuie să predici. Știi ceva? Cred că a avut dreptate. Aș fi putut foarte simplu să scot afară din țară acel covoraș care îmi plăcea. Dar mi-aș fi pierdut puterea în rugăciune, pentru că rugăciunea este comuniunea a două inimi. Iacov, capitolul 5, spune asta. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dacă ajungem să pierdem acea senzație a prezenței lui Dumnezeu, a cine este El și cine suntem noi în El, dacă nu mai căutăm cu o inimă curată și nu mai ridicăm mâini curate către El, vom pierde acea intimitate cu Dumnezeu și ne vom pierde puterea în rugăciune. Da, rugăciunea poate să schimbe lumea din jurul tău, dar ca lucrul acesta să se întâmple, trebuie să îngăduim lui Dumnezeu să ne cerceteze bine inimile noastre. Ce-ar fi ca astăzi să petreci mai mult timp în rugăciune și să-i spui, Doamne, cercetează-mi inima, încearcă-mă și vezi dacă este ceva în inima mea care nu ți este pe plac. Iar dacă El îți descoperă ceva ascuns din inima ta, trebuie să vii înaintea sa și să-i ceri să-ți curățească inima. Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere, așa că roagă-te cu o inimă curată, fără să ai lucruri ascunse în inima ta și vei fi binecuvântat de Domnul Slavei.